Bună ziua și bine v-am găsit, stimați telespectatori, vă invităm la o nouă ediție informativă. Îmbrăcăminte, conserve și alte lucruri de primă necesitate au fost colectate de locuitorii satului Șipânții din raionul Kitzman pentru militarii bucovineni mobilizați în zona operațiunilor militare antiteroriste din estul Ucrainei. Alte detalii în consemnare corespondenților noștri. În decursul ultimului an, toți locuitorii satului Șipânții, de la mic la mare, s-au încadrat într-o acțiune de voluntariat, adunând pentru bucovenii din zona operațiunilor militare antiteroriste din regiunea Lugansk și Donetsk, produse alimentare, alte lucruri de prima necesitate, afirmă Mikola Luțeac. Vom menționa faptul că în fiecare săptămână din această localitate sunt expediate ajutoare umanitare, de obicei încărcături de câteva sute de kilograme. În prezent am decis să adunăm legume, conserve și dulciuri pentru un camion, spune Ana Grecov. Iată, în această bucătărie sunt preparate bucatele delicioase pentru feciorii noștri din estul țării. Acum pregătim sărmăluțele, menționează Maria Sacaliuc. Ajută militarilor și doamna Stefania Cârăliuc, care potrivit locuitorilor este voluntarul principal al satului, care și-a sărbătorit în aceste zile onorabila vârstă de 90 de ani. Deși unii locuitori ai satului afirmă că tot greul războiului a căzut pe umerii cetățenilor și statul nu acordă ajutor necesar, șipânțenii, în marea lor majoritate, sunt ferm convinși de faptul că actualmente urmează să ne integrăm cu toții în misiunea civică de a ajuta celor care apără integritatea țării, spune președintele Consiliului Sătesc Șipânții, Vasil Neavciuc. Situația politică din Ucraina este dificilă ca niciodată. În opinia analiștilor de la Bruxelles, Kievul se află în epicentrul triunghiului insulelor Bermude. Pentru a contura unele perspective, doamna Victorie Ceban, doctor în drept, a binevoit să deschidă unele paranteze la acest capitol. Bine ați venit în studioul Noutăților. Așadar, ce surprize îi mai așteaptă pe cetățenii noștri? Într-adevăr, avem o criză politică în țară care este destul de dificilă și fiecare țară într-un moment dat istoric trece prin diferite crize politice, dar faptul este cum o să ieșim din această criză și care este cea mai bună hotărâre ca, în primul rând, să aibă în vedere interesele țării și nu interesele particulare la politicienii noștri. Deci, în momentul de față, acordul de coaliție care a fost încheiat între partidele politice care sunt reprezentate în Parlament, nu asigură lucrul bine așezat între guvern, între Parlament, între președintele țării. Deci, în momentul de față este nevoie de a face unele schimbări, sau în acordul de coaliție, sau între relațiile care sunt între parlamentari, între guvernul țării. Care o să fie ieșirea cea mai bună și cea mai pozitivă pentru toți? Este foarte dificil acum de constatat acest fapt. Dacă nu o să fie nicio înțelegere între partidele politice, deci posibil că o să fie și niște alegeri extraordinare în Parlament, că o să schimbe ele foarte mult harta politică a țării în momentul de față și care o să fie rezultatele, tot nimeni nu poate să spună. Deci, în momentul de față, cred că președintele țării trebuie să-și asume răspunderea cu alături de prim-ministrul țării și de parlamentari, să-și asume răspunderea pentru situația care este în țară și să ia o hotărâre pozitivă și ieșirea din această criză politică să fie cu cele mai puține și cele mai mici dificultăți pentru cetățeni și interesele cetățenilor să fie puse în primul rând și interesele țării, bineînțeles. Vă mulțumim pentru participare la studioul Noutăților, doamna Ceban. În legătură cu situația politică și economică dificilă din cauza înrăutățirii nivelului de trai, crește simțitor și nivelul îmbolnăvirilor. Recent am vizitat secție de ginecologie a maternității numărul 1 din Cernăuți. Care este situația aici? Aflați din subiectul ce urmează. În ultima perioadă de timp se observă o tendință de creștere a diferitor boli, printre care și bolile ginecologice. Zilele acestea ne-am deplasat la secție de ginecologie a maternității numărul 1 din orașul Cernăuți, unde am stat de vorbă cu doamna Livia Nichifor, docent al Catedrei de Medicină de Familie, doctor în științe medicale, medic-ginecolog de categorie superioară. Fiind profesionist și având o bogată experiență de muncă, dumneai ei ne-a relatat următoarele. Din păcate, cantitatea bolilor ginecologice crește anual, crește
În primul rând, de ce e că este o scădere anumită de nivelul de viață și oamenii vin la operații ginecologice de acum în caz că nu mai pot trăi într-așa un mod. Și cantitatea de operații ginecologice tot anual crește, că este mai mult patologie. Patologie mai mult este de ce că fiecare femeie este programată de la natură, ce ne spune de la natură, ce ne spune de la Domnul, ca să nască 7-8 copii în viața ei. Asta este programul nostru genetic. Rar care femeie îndeplinește programul ăsta și majoritatea bolilor este aceala că programul nostru social și programul nostru genetic nu coincide într-un moment dat. Pentru a îmbunătăți starea medicinei în Ucraina este nevoie de o serie de reforme, printre care se numără și asigurarea medicinală, ceea ce este o soluție pentru fiecare dintre noi. Cu părere de rău, este dificilă implementarea acestei reforme. Pentru introducerea asigurării medicale, cetățenii țării noastre trebuie să primească salarii și pensii cuvenite. Vorbind de problemele a medicinii în genere, sunt pentru mine foarte dureroase probleme, că sunt dintr-o familie de doctor. Problemele este mă dor pe mine foarte mult, dar este numai o soluție. A rezolvat toate problemele împreună, asta introducerea medicinii asigurată. Dar soluția introducerii medicinii este, asta este legalizarea economică, că numai un om care are salariu legal poate să plătească asigurarea medicinală. Dacă salariul legal este 1200-2000 de grivni pentru o doamnă care lucrează, profesoare, educatoare la grădiniță, el nu-și permite să treacă toate controlele medicinale și toate analizele care ar fi cerute pentru o femeie. Clădirea secției de ginecologie a maternității numărul 1 din Cernăuți a fost construită încă în anul 1912 pe timpurile Austro-Ungariei. Evident că este un monument istoric. Având o istorie de peste 100 de ani, această încăpere necesită reparație capitală și restaurare substanțială, totodată menținându-i valoarea arhitecturală. Secția de ginecologie maternității numărul 1 este deplasată într-o clădire care a fost din anul 1912, clădirea maternității regiunii Cernăuți, vreau Bucovine, atunci nu era regiunea Cernăuți, asta prima maternitate în Bucovina. Noi am fi vrut că în secția asta să fie făcut o reconstrucție care a face saloanele cu numai un pacient, doi pacienți, căci saloanele au fost programate în anii aceia pentru 8-10 femei. Dar asta este o clădire istorică, trebuie să fie păstrate toate obiectele care sunt istorice, da? Doar vreau să vă spun că atât din calitativ a fost făcută clădirea asta, că gresele care sunt puse 150 de ani în urmă, ele stau mai bine în salele de operație decât gresele care au fost schimbate. Cel de-al 7-le val al mobilizării parțiale în armată nu a fost anunțat. Potrivit comisariatelor militare, acesta va fi anunțat doar în caz de necesitate și după ce șeful statului va semna acest decret. Cu toate acestea, comisariatele militare continuă elaborarea listelor cu militarii rezerviști și astfel toți bărbații între 18-60 de ani trebuie să se prezinte la comisariate pentru clarificarea datelor personale și a trece controlul medical. Evident că nu toți vor să facă binevol acest lucru și astfel munca angajaților militari de la comisariate devine foarte dificilă. Cum se desfășoară acest proces în raionul Storojeneț, aflăm în continuare de la corespondentul nostru special din acest raion, Floarea Costinean. E de invidiat oare persoana care răspândește citații pe la casele copământenilor noștri în timpul de astăzi, un timp atât de neliniștit, puțin probabil. Angajamentul soldatului major de 29 de ani, Iaroslav Colbert, este dificil și actual. Storojenețeanul este executantul responsabil al secției de mobilizare și se ciocnește de diferite situații în același număr și de cazurile conștiente de eschivare de la datoria militară. E greu de lucrat cu oamenii, deoarece nu toți conștientizează că în aceste timpuri dificile noi suntem obligați să ne unim eforturile și să ne ridicăm în apărarea patriei noastre, remarcă Iaroslav. În centrul raionului